Salutare, salutare, sunt Petru 17, bine ați venit pe canal. Hai să-i dăm drumul și la live-ul 5. Tot cu men Euro 6, doar că acum n-am men Euro 6, trebuie să luăm la nivelul 8. Nu, nivelul 6, ca să pot să-mi permit să iau men Euro 6. Deci, băieți, am un man, dar nu este man Euro 6, dar o să-l am. Am pus același titlu pentru că titlul ăsta o să folosesc. Bun, hai să-i dăm drumul. Nu o să mai bag muzică românească și o să bag numai no copyright, pentru că ieri am făcut un live și mi l-au blocat. Deci, prim avertisment, mi l-au blocat pentru că am băgat o melodie care a fost cum să zic eu, zisă de unul, de un abonat. Și din cauza melodiei aia mi-a blocat video. Deci o să fac numai cu nou copyright. Și ca să nu risc să mă iau să nu risc să mă închidă live, să-mi blocheze live. O să fac muzicată, cine apreciază, apreciază, cine nu. Bun. Hai să alegem o cursă de la contracte externe. Deci cursă numai de la contracte externe facem. Nu mai facem de la contracte ăsta, contracte externe o să facem. Noi suntem la Palermo. Noi suntem la Palermo, este Bari. Furci performante, Bari. Bari. Catanzaro, Catanzaro, 8.000, dar mi-e trebuie mult. O, de exemplu, asta dă 24 de euro și 45 de cenți la kilometru. Deci, 16.000 total la Bari. 629 de kilometri. Păi, hai să luăm asta. Bun. Hai să luăm asta. O să jucăm numai roleplay. Deci nu o să gerăm cu viteza, nu facem prostii. Roleplay, roleplay. Bun. Hai să pornim motorul. Văd că ar trebui și să mă culc. Nu, camionul e de la Euro 6, vedeți? Volanul l-am pus eu. Bun, hai să mergem să luăm remorca. Dăm drumul la lumini. Ne uităm stânga, dreapta. Aici avem pe Adelina și pe Rex, nevasta mea și prietenul meu de companie. E un pic somn la băiat și de-aia... Uitați-vă ce remorca șmecheră arată. Bun, hai să dăm drumul. O să merg și să mă culc. Prima seară moarcă, trebuie să mă duc să mă culc. Problema este că se aude încet muzica, deci trebuie dau aici volum mai încet la... Ok.
Thank you.
Hai că trebuie să pun să culce. Ok, hai să dăm drumul. Patruzeci, cincizeci, șaizeci, șaptezeci.
Enne e që trap, salut, bine e vini pe kanal. Ți-ai pus fix numele de la muzica ce ascultă eu, așa-i? Temp.
Măsina. Alex, salut Alex. Denzo, salut Denzo. Salutare băieții, bine ați venit. Dar eu m-aud pe live. Da, m-aud. Ok. Cum? 0 like-uri și 5 dislike-uri. De unde? Pe bune? Du-te mă de aici. Mă sper. N-a intrat niciunul pe live, cum faci să facă 5 dislike-uri? Mi-am dat seama că glumea. Când am dat pe live, 0 like-uri și 0 dislike-uri. Știu. Știu. Adelino, ce faci Adelino? Iubire, ce faci? Ești bine? Ai ce foame? Vrei să mergi să ne aprind să cumpărăm ceva? Rex, tu vrei să te plimbi? Văd că îți place să te plimbi, a? Nu s-a adăugat niciun camion. Asta am pus și mod. Da, da.
Ce se go, așa -i? E să închid jocul, ești prost la cap. Am ghicit? Ce se go? Acum nu pot să mă investim. Nevastă, ai foame? Ți-e foame și ți-e rex? Hai că acum ne prind la asta și luăm de mâncare, ok? Farming Simulator 19. Las că e bun. Dar l-ai cumpărat sau e... L-ai cumpărat, a? Aici așa, știu că aici este nasă de panin. Ia să ne oprim, să vedem aici ca un fel de tractorie. Bună ziua! Ia să vedem dacă este așa. Nu, aici nu este nimeni. Aici face cartofi, face chestii. Ia să vedem, este așa. Bună ziua! Ești așa? Da, domnul, zi. Bună ziua! Am nevoie de 2 panini, de panini complet și dacă aveți și pentru cățel ceva de mâncat pentru ele, pateu, ceva. Da, domnul, hai că imediat așteptați afară. Nici problemă, doamnă, așteptăm afară. Doamna, aveți ketchup, maioneză? Nu, doamna, nu, mersi frumos, nu.
10 minute și să sunt gata. Ok, doamna, nicio problemă. Așteptăm să se facă. Până atunci, Vară și Drona, unde suntem? Stăm un pic jos la o țigară, ne aprind jos la o țigară. A? Ne aprind la o țigară, nu? Bun, hai să mergem. Domnule, sunt gata. Ok, doamnă. Cât costă? Păi... 3,50 euro, 3,50 euro, 6, 7 euro, 10,80 euro. Ok, doamnă, poftiți. Mersi frumos, o zi frumoasă. Mersi frumos și vouă la fel. Baftă mai bine. Na nevastă. Ia de ce fani, nu? Ia și tu, Rex. Dă și la Rex mâncare. Hai că cum și eu și mănânc și eu. Bun, hai că mănânc după aia. Că acum trebuie să conduc. Voi acolo mâncați. Și tu, Rex, bagă în tine. Bagă în tine că e drum lung. Ok. Hai să dăm drumul. I-am cumpărat și mâncare. După aia dacă e merge la restaurant ceva. Vedem.
sunt... Minus 301. Egal 1397. Nu, minus Hai ca ma plec si eu sa ma duc la baie si... Ok, am primat orul. Coborâm si noi. Ma duc eu sa ma pis undeva aici asa. Ia, cum pis pe ea. Ok. Nevastă vrei, ia... Nevastă, ia câinele și du-te și te plimbești un pic. Ok, hai că îl duc. Ok, hai că aștept așa. Hai că mă duc să văd dacă are ceva camionul. Aici așa e ok. Luminele sunt ok. Ok. Semnalizările, roțile, cum sunt? Roțile sunt bune, sunt un foarte bun. Bun, bun, aici este o altă roată. Aia e discordă, bun. Aolea, aici era un pic deschis, stai. Tuc-tum! Tuc-tum! Era un pic deschis aici, pe lumea și banii. Riscam să... Iubire, da, 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 da! Antelina, zi. Iubire, vezi că Rex s-a plimbat. Hai. Eu am încat în camion. Ok, iubire, stai acolo așa că acum am ieșit. Ai nevoie să mergi bai? Nu, nu, mă, când merge ne oprim la Peco și mă duc. Aici în stradă nu mi-e rușine. Ok. Bun. Hai că aici postul.
Hai să mergem în camion. Ok, hai să dăm drumul. Hai, mă lași? Mă las. Bravo, nene. Bun, hai să dăm drumul la drum. Mai avem 264 de kilometri. Noi ducem așa furce performante, 16 tone, transport așa mediterane, așa. Următoarea pauză de odihnă în 3 ore și 48. Ok. Iubire, data, da, iubire, zi. Vezi că eu mă duc să mă culc. Bine, nici problemă. Noapte bună. Ok, noapte bună.
Salut, salut! Scrie pe live dacă ești pe live. Intră pe live și scrie. Neața, neața! Neața bună! Ce faci, șeful? Las că e bun, las că e bun!
Ce faci șeful? Păi n-ai mai la școală. Mi-am luat GTA acum să văd dacă mi se mișcă bine, dacă nu îi dau refund și îmi iau ETS2. A, e vacanță. Păi cum îi dai refund? După ce ai cumpărat, nu cred că... Dacă îți merge, nu mai poți să dai refund. Numai dacă nu-ți mergea. Dacă nu-ți merge, poate să fie de la PC-ul tău, de la memorie, dar nu de la joc. Deci nu știu dacă poți să-i dai refund. Păi trebuie să ai peste 2 ore. Ce peste 2 ore? Ce peste 2 ore, boss? Gen, dacă ai 2 ore, nu mai poți da. A, dacă ai 2 ore, ok. Aoleu, pe bune? Bă, ești nebun la cap. Nu uitați, băieții mei, să lăsați un like acolo așa. Vă mulțumesc foarte mult. Și un share dacă se poate. Un share pe canalele voastre, pe ce veți voi. Așa invitați alte persoane să vină, să-mi cunoască canalul. Și dacă convine, se uită, dacă nu. Vă mulțumesc foarte mult. Apreciez.
Da, Mariju. Zi tot. Poți să-mi spui Andrei și gen dacă îmi iau ATS2 cum joc cu tine. Păi dacă ți-l iei, îți scarci Tracker SMP, te loghezi cu Steam-ul și după aia te joci, după aia ți arăt. Ok, Andrei? O să te arăt după aia. Când îl cumperi, îmi zici și îți arăt tot. Poți spune din nou canet? În ce sens? N-am înțeles. Andrei, poți repeta ce vrei să spui? În ce sens chestia ce ai spus? Ei, ți-mi invitat să apăsați butonul de like și share la canal. Vă mulțumesc foarte mult.
Mi s-a întrerupt și n-am înțeles. Ți s-a întrerupt, n-ai înțeles că ți s-a întrerupt netul. I-am spus că când cumperi ETS2-ul, trebuie să descarci un program care se cheamă Trackers MP. După ce cumperi jocul, îmi spui și îți arăt eu ce trebuie să descarci, ce trebuie să faci ca să poți să te joci multiplayer. Ok? Deci după ce cumperi jocul, dacă e să cumperi, îmi zici și o să te ajut eu. O să-ți arăt eu pas cu pas ce trebuie să faci. Înțeles? Ok, păcat că nu mi-l poți lua tu, că eu nu mai am bani și refund vine mâine. Hai, boss, aștept și ți lei. Normal și normal, n-ar trebui să ceri bani așa la oameni. Nu spun cu răutate, dar eu reacționez așa, dar sunt alții care, când îi zici, reacționează mai rău și nu-i bine chestia asta. Deci, îți dau un consiliu, nu mai cere la alții să-ți cumpără chestii. Că n-ai bani, îți cumperi. Deci nu trebuie să ceri la alții, că când ceri la alții, cum e să zici, băi, ia și mie că, na, tu ai bani, ia mie din banii tăi. Păi nu, pentru că poate omul din banii aia muncește ca să ia banii aia și dacă tu îi ceri, cum vine aia? Dă-ți tu seama un pic. Da, știu că și eu am zis el, dar credeam că după aia îl dădeai seama. Îți dai seama singur. I-am spus așa, la bureală. Nu chiar și ideea că eu dau bani să... De ce muncesc și dau bani să cumpăr chestii la altcineva? Una e să dau la cine cunosc de mult timp și e prieten cu mine și asta. Una se dă așa la unul care vine pe YouTube, sunt de pe YouTube tot de mult, cumpărăm și mie un joc. Păi nu, îmi pare rău. Pare supărare, dar eu îți spun adevărul, eu nu mint. Băga mea și banii care din spate sunt roți care se învârte în loc.
Acum e un începe să te supere. Nu începe să te supere că nu e bine. Că nu te-am certat, nu ți-am făcut nimic. Înțeles? Deci nu e motiv să te superi sau chestii. Bun. Și a s-a antrenat la nivelul 5. Nivelul 4. Am înțeles. Și eu doar am zis, deci nu e. Bun, hai să salvez aici. Bun. Hai că închid jocul. Probleme că zic. A zi probleme, ha. Nu știu ce zici. Bun, băieți! Vă mulțumesc pentru participare. V-am salutat. O zi plăcută. Ne auzim mai deseară la un live. Zi plăcută. Pa, pa, băieții!